prima zi în care s-a terminat prohibiția, am venit la pescuit pe bufte, după săbioară. Este ora 1, voi sta până în jurul orei 15. Îmi iau 20 de săbioare, după acest pește am venit. După cum puteți observa, cât de frumos poate să fie. Pe buftea ai nevoie de permis de pescuit, a venit de dimineață. Am înțeles de la oameni din dreapta, a venit și adineori de la asociație plus poliția locală. Am prezentat permisul, nicio problemă, l-am vizat. Ceva foarte, foarte frumos. O să vă arăt cât pește prin, câte săbioare pentru acest pește, câte săbioare și în direct. Am schimbat locul, am trecut puțin mai în dreapta. Mulți pescari, jos pălăria. A început ca întotdeauna. Ore ploaie, ore vânt, ori. E trebuie să fie ceva, că altfel nu se... Nu se liniștește. Am văzut și caras la cineva în stânga. Din cauza asta am băgat o undiță și la caras. Poate vă arăt și un caras. Nu contează cât pește prin, ce pește prin, contează să, exact cum am zis de trei ori, câteva ore de relaxare, sănătate curată. Să vedem dacă vă pot arăta niște pește în direct. Pot să trupesc cu zama mânică, cum v-am obișnuit. Am luat repede. În rest, ce să mai vă spun, în afară de faptul că sunt foarte, foarte fericit că a început pescuitul, adică s-a ridicat prohibiția. Vom vedea. Vrei? Îi vrei? Hai că n-am venit după asta, îi strâng și vi dau. Da, se vă arăt și dumneavoastră. Am venit după săbioră, dar... Și uite, nu știi ce pește este în apă. Vrea cineva lângă mine. O să-i dau un foarte bun prieten al meu. Observați, uitați-vă și dumneavoastră ce a început. Am venit de circa o jumătate de oră, am luat vreo 5-6 băruși. Și uitați-vă și dumneavoastră ce a început. Zici că mă urmărește. Dar nu constă în asta pescuitul, exact ce a spus de atâtea ori. Constă în frumusețea acestor locuri. Constă să stai câteva ore la relaxare. Să vedem, mai dau circa o oră. Dacă iau 10 pești, m-a rugat cineva să-i dau, foarte bun prieten al meu, îi voi da 10 pești. Mai mult nici nu vreau să prind. Vântul. Văd că vântul nu se potrivește în continuare. Trage foarte tare. Bate foarte tare, auzi. Foarte, foarte tare. Voi schimba locul, mă voi duce undeva în stânga. Nu voi sta mult, dar totuși să ne distrăm. Vedem. Ideea este că dacă nu facem, se deteriorează și mai rău și chiar n-aș vrea chestia. Uitați-vă și dumneavoastră. Ce pește. Canal zice dește. Da. Așa ceva. Cum v-am obișnuit. Nu. Unde e? Opa, așa. Cântul ăla pescuiesc de frumusețe. Mai stau puțin. Multă lume la pescuit, jos pălăria. Mm-hmm.
unde e, unde e? Frumuseți! Uitați-vă și dumneavoastră cât de micu sunt! Început furtuna, una mică, nu? Chiar mă așteptam, zic, chiar nu bate vântul deloc astăzi. Prind arunc, asta înseamnă distracție. Am oprit decât câțiva ca să-i dau domnului. Am un foarte bun prieten. În rest, aruncăm înapoi. Asta o circa 30 de minute, după care voi strânge, voi pleca. Nu s-ar potoli vântul ăsta de nicio culoare. Bine că nu plouă. Dacă și plouă, le aveam pe toate. Nu mai avem niște... A, uite-l, la dinamă. Chiar vorbeam de... Știi? Autostrăzi, e frumos. Așa. Nu mai așa m-a ținut. Micuț. Prindem. Aruncăm. Prima zi, pe prohibiție. O, frumusețe. Partida de astăzi a luat sfârșit, vă arăt imediat peștele prins. Asta sunt sculele. Am luat câțiva peștișori. Mi-am primit și cuiva să-i dau, m-a rugat. Foarte bun prieten. O să vă arăt. Iați, nu mai vedeți. L-am în mărigă cum am obișnuit. Ops. Că sunt frumoși, nu pot să mai, cum se cheamă, mai răsăriți, mai. Uitați. Am luat tot, în rest am aruncat o groază, o groază, zici că a venit pe am luat ca să eu plăjeal. Ăștia sunt frumoși. Pentru prima zi după prohibiție. Adică e distracție mare. Un kilogram de pește ca să mănânce om. Niciodată nu voi lua mai mult. Ați observat, arunc foarte mult pește. Întrage, arunc. Este foarte micuț. Dăm drumul înapoi în apă. Ca de fiecare dată, nu viu ca să... Nu viu de foame. Viu să mă relaxez. Acesta este singurul lucru important. Ce să vă spun? Vă doresc fier întins. Ne vedem săptămâna asta, sâmbătă. Numai bine!